Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la știrile amiezii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza. Pentru început, haideți să vedem cele mai importante titluri ale ediției pe scurt. Sindicaliștii Citybus și conducerea companiei au căzut la pace. Aseară, după ora 20, autobuzele din Constanța s-au reîntors pe traseu și au circulat conform orarului obișnuit. Vor fi acoperiți până în finalul lunii noiembrie. S-au găsit bani pentru plata salariilor angajaților de GSPC. Prefectul județului anunță că a obținut 4,6 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului. Se reabilitează podețele din parcul Tăbăcăriei. Angajații primăriei au început deja reparațiile în parc. Sindicaliștii Citybus și conducerea companiei au căzut la pace. Aseară, după ora 20, autobuzele din Constanța s-au reîntors pe traseu și au circulat conform orarului obișnuit. Vă reamintesc, ieri șoferii Citybus au paralizat transportul în comun din oraș, după ce dimineața s-au reunit într-o grevă spontană, nemulțumiți fiind de salarii, dar și de blocajul în negocierea contractului colectiv de muncă. Ce i-a determinat pe șoferi să cedeze, aflăm în continuare de la liderul sindicatului Citybus, Daniel Toma. Am ajuns la un acord cu conducerea Citybusului și cu membrii CEAU-ului pentru creșterea salarială de anul viitor cu 200 de lei cu 1 ianuarie 2022, cu încă 200 de lei după aprobarea bugetului local, încă 150 de lei după 1 septembrie, iar la sporuri 10% pentru conducătorii auto, 5% pentru personalul muncitor de mentenanță și 3% pentru restul salariaților. S-a mai avut o creștere de 200 de lei cu 1 octombrie și, per total, este ok. Asta am solicitat de la început, numai că nu am fost ascultați. S-au găsit bani pentru plata salariilor angajaților de GSPC care protestează de câteva zile în fața prefecturii Constanța. Prefectul județului Silviu Coșa anunță că a obținut 4,6 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului și mai așteaptă încă 9,4 milioane de lei la următoarea repartizare. Aceste sume vor asigura plata salariilor celor 1700 de angajați, fără diminuări și la termen și continuarea activității direcției fără sincope. Vă reamintesc că angajații de GSPC au fost amenințați cu concedierea după ce Consiliul Județean Constanța a anunțat că se află în imposibilitatea de a le asigura salariile pe ultimele două luni ale acestui an. Bugetul pentru DGSPC a fost redus cu 25% de guvern, drept sancțiune, după ce fosta conducere a Consiliului Județean nu a respectat termenul de executare a unor locuințe protejate. A avut promisiunea că vor fi acoperiți până în finalul lunii noiembrie. De asemenea, la întâlnirea de sâmbătă, Consiliul Județean și-a asumat că va achita obligațiile salariale pe care le are de plătit în luna noiembrie, la începutul acestei luni, și va contribui cu partea sa la ceea ce înseamnă cheltuielile salariale aferente lunii următoare. De asemenea, toate părțile, la solicitarea noastră, au recunoscut că este nevoie acolo de o regândirea întregii activități din punct de vedere financiar, dar această regândire și reconstrucție să nu înceapă de la personalul esențial, de la cei care au grijă de beneficiari în centre, ci să înceapă din birouri și să înceapă cu cheltuielile și o analiză a cheltuielor pe fiecare beneficiar, astfel încât să vadă unde s-au produs anumite dezechilibre și în felul ăsta să-și poată regândi bugetul pentru anul viitor cu responsabilitate, astfel încât astfel de situații să nu mai fie apărute în viața lor și să nu mai fie aruncate în cârca guvernului. Se reabilitează podețele din parcul Tăbăcăriei. Angajații primăriei au început deja reparațiile la podețele din parc, unele dintre ele fiind gata, altele urmând a fi reparate și ele în funcție de necesități. Au fost înlocuite elementele degradate, vopsite toate componentele metalice, reparată balustrada, reparați și zugrăviți pereții din tuneluri. Toate podețele din parc, atât cele metalice cât și cele din piatră sau beton, vor fi recondiționate, promite municipalitatea pe pagina oficială de Facebook. Astfel se vor repara balustradele, vor fi curățate și vopsite elementele metalice și componentele degradate vor fi schimbate. Podețele și tunelurile din parcul Tăbăcăriei sunt în sfârșit reabilitate. În prezent ele sunt împrejmuite de un gard până când vopseaua se va usca și se vor putea da în folosință pentru vizitatorii parcului. Acțiunea primăriei vine după ce o vară întreagă constanțenii și turiștii s-au plâns de felul în care arată podețele, unul dintre ele reprezentând un adevărat pericol, mai ales pentru copii.
Am văzut acum că s-a mai reparat, n-am circulat pe asta, nu știu, dar la din partea alaltă am fost și știu că este mai bine. Știu că erau ceva probleme, dar văd că acum sunt în refacere, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că aici vine multă lume. Lucrările se desfășoară în ritm alert, spune primăria, care promite și alte amenajări în Parcul Tăbăcăriei. Pentru că multe dintre podețele din Parcul Tăbăcăriei erau degradate, Primăria Constanța a început reabilitarea lor. În primă fază s-a început cu cele metalice, unde muncitorii înlocuiesc elementele degradate, curăță și vopsesc toate componentele metalice și repară balustrada. Ulterior, și podețele din beton și piatră vor fi recondiționate, se vor repara și zugrăvi pereții, inclusiv în tuneluri, și se va reface tencuiala decorativă. Totodată, reprezentanții primăriei fac apel la constanțeni să manifeste atenție sporită în zona în care se desfășoară lucrările. Constanța va avea primul port cu energie verde de la Marea Neagră. Administrația porturilor maritime dorește să achiziționeze un parc fotovoltaic și să își asigure astfel și independența din punct de vedere energetic. Ideea a venit după ce furnizorul de energie pe care l-avea a reziliat contractul cu portul, din cauza că a intrat în insolvență. Portul Constanța își va construi propriul parc fotovoltaic. Studiul de fezabilitate va trebui să analizeze 5 amplasamente posibile pentru centrale fotovoltaice, respectiv rampa ecologică de la poarta 7 și mai multe parcele din zona porților 5, 6, 7, 8 și 8, 9. Portul Constanța intenționează ca investiția în capacitatea de producție de energie regenerabilă să se deruleze în perioada 2022-2023. Studiul de fezabilitate pentru investiția în parcul fotovoltaic se ridică la aproximativ 150.000 de lei fără TVA, iar firmele interesate să-l construiască pot depune oferte până pe 5 noiembrie 2021. Studiul va trebui să cuprindă și o analiză cost-beneficiu, iar pentru implementarea sa este luată în calcul și posibilitatea obținerii de fonduri UE nerambursabile. Proiectul este realizabil și, așa cum avem o mulțime de proiecte privind Green Deal-ul acesta, care este absolut necesar, și noi ne gândim să facem un parc de fotovoltaice, deoarece avem suprafețe de teren în port pe care nu le putem folosi pentru închiriere, construcții sau pentru alte obiective, și atunci am demarat un studiu de fezabilitate pentru a ne spune exact dacă putem pe acele suprafețe să dezvoltăm un proiect fotovoltaice. Bineînțeles, din studiul de fezabilitate va reieși și cantitatea de energie pe care o vom produce, costurile. Inițiativa este apreciată de activiștii de mediu care consideră că energia verde reprezintă viitorul, cu atât mai mult în contextul scumpirilor în lanț pe piața de energie, și asta cu atât mai mult cu cât energia electrică este o componentă importantă a business-ului Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime. În 2020, compania a încasat peste 42 de milioane de lei din prestarea de servicii de energetică portoară, adică mai mult de 12% din totalul cifrei de afaceri, de aproximativ 346 de milioane de lei, și tot anul trecut în port erau anunțate investiții de peste 113 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice. Da, este firește o inițiativă absolut lăudabilă. Dacă ea ar fi adusă și la o scară suficientă cât să acopere cu adevărat o bună parte din necesitățile portului, eventual chiar să devină un producător, pentru că suprafață există cu siguranță, sunt nenumărate structuri, inclusiv digurile și epiurile care stau nefolosite practic și ar putea fi. Portul Constanța intenționează ca investiția în capacitatea de producție de energie regenerabilă să se deruleze în perioada 2022-2023. În luna august a acestui an, Portul Constanța a fost nevoit să încheie un contract în regim de urgență cu o companie pentru furnizarea de energie electrică valabil 3 luni după ce furnizorul său, Getica 95.com, a intrat în insolvență și a reziliat contractul în luna aprilie. Ulterior, Getica a propus reluarea contractului, dar la un preț cu aproape 70% mai mare decât cel din contract inițial. Propunerea a fost refuzată însă de compania portoară, care a motivat înțelegerea din contractul semnat cu Getica, ce prevedea că prețul de bază al energiei nu poate fi modificat. Joi este seara de premieră la Centrul Multifuncțional Jean Constantin. Eternii de la Marvel Studios spune povestea unui grup de eroi nemuritori care au protejat pământul și au modelat istoria și civilizațiile de la începutul timpului. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger.
când creaturile monstruoase numite Deviants, de mult considerate pierdute în timp, revin în mod misterios, Eternii sunt obligați să se reunească pentru a apăra din nou omenirea. Biletele pentru Eternii pot fi cumpărate cu 30 de minute înainte de spectacol de la casa de bilete a centrului Jean Constantin, de pe Bulevardul Ferdinand, dar și de pe site-ul ticketing.cinemagia.ro. Vreme bună azi pe litoral, cu reprize lungi de soare, vânt slab și 16 grade în termometre. La noapte în Constanța cerul va fi variabil și minimele coboară până la 9 grade Celsius. Mâine vremea se menține plăcută, cu soare întreaga zi, iar la prânz termometrele vor indica 17 grade Celsius. La noapte în Cernavodă cerul va fi variabil, vântul va bate ușor și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 8 grade Celsius. Vreme bună mâine, soarele va alterna cu norii și se vor înregistra 17 grade. Cer acoperit la noapte în Mangalia cu temperaturi de 9 grade în termometre. La Mangalia, mâine cerul va fi variabil și temperaturile maxime vor atinge la prânz 18 grade Celsius. Autorul uneia dintre cele mai frumoase goluri ale acestui campionat, șut de la 35 de metri direct în vincul porții adverse, Damian Dussault, a vorbit despre această reușită. I don't know, I was so far like this. I was alone and I tried to shoot and I have lucky, I don't know, but it's a good goal. And in the final, everything is perfect. Yes, perfect, because maybe when I try to shoot, some people think, no, don't shoot, but I shoot and it was goal. Damian spune că este cel mai frumos gol marcat din cariera sa. I don't score too much, but this one is, I think I will never forget. Damian Dussault spune că este pregătit pentru meciurile grele care urmează și speră să câștige cu FCSB. Enes Sali și Eduard Rădăslăvescu, tinerii jucători ai FC Farul, au răspuns la 10 întrebări inedite despre fotbal, dar și alte lucruri care le plac. Care este mâncarea preferată pe care ți-o pregătește mama ta după golurile marcate pentru Farul și echipa națională? Uș de vită cu orez și cam atât. Care este filmul tău preferat? Filmul preferat? Hobbit. Prăjitura Nanaimo, specific canadiană, baclavale turcești sau papanașii românești? Baclavale. Dacă ai putea să alegi câte o singură calitate de la Messi, Neymar și Mbappé, idolii tăi, care ar fi acele? Cred că viteza lui Mbappé. La 10 întrebări a răspuns și Eduard Rădăslăvescu. Care a fost ultima carte pe care ai citit-o? Cartea lui Lionel Messi. Care este materia ta preferată la școală? Să spun, sport, n-am nicio materie. Fost handbalist român, medalia cu argint la Jocurile Olimpice din 1976 și cu bronz la Jocurile Olimpice din 1980 și din 1984, născut la Orșova. Volker. Messi sau Ronaldo? Messi. Ce ți-ai cumpărat cu primii bani câștigați din fotbal? I-am dat la părinți. Paste sau pizza? Pizza. Champions League sau prezența la Cupa Mondială cu România? Foarte dificil. Ambele, nu pot să aleg. Ce preferi, un film cu prietenii sau FIFA pe consolă? FIFA pe consolă. Născut în Toronto, Ontario, din părinți români, Sali a jucat fotbal pentru Woodbridge Strikers până la vârsta de 11 ani. Eduard Rădăslăvescu este un produs al Academiei Gheorghe Hagi și campion național Under-17 în 2021 cu Farul Constanța. Este și internațional Under-18. Știrile amiezii la Toto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@tototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Toto TV, dar și pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații actualizate, intrați pe site-ul nostru www.tototv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!